La nivel național, cazurile de gripă sezonieră și COVID-19 sunt în continuă creștere, fapt ce a dus la declararea stării de alertă epidemică. La Spitalul Municipal, situația internărilor pacienților confirmați cu gripă sau COVID este una bună. Potrivit autorităților, sunt 2 internări cu COVID și 10 non-COVID. În moment, ținem legătura cu DSP-ul și acum DSP-ul în spital. Luăm teste de sanitație, noi avem specialiștii noștri de CPIAM pe infecții asociate a actului medical. Am prelucrat și vă pot face din prima zi în care ne-a dat legislația, am afișat-o și la poartă, pe secții, toată lumea instruită. Nu. Întrebarea era câte cazuri de viroze. Asta vreau să zic, din punct de vedere, în primul rând, noi ne-am asigurat ca și personalul medical și celălalt să primim pacienții așa cum trebuie aici. În al doilea rând, apropo de pediatrie, am luat un medic, doctorița Băjan, rămâne pentru copii aici, jos la... și pe secție doctorița Chivu. Adică ne puteți lămuri dumneavoastră? Continuitate? 10 internări sunt non-COVID la boli infecțioase și 2 de COVID în momentul de fapt. Da. Deci, o secție, în momentul ăsta, atâția sunt internați în spital. Bun. Ce înseamnă numărul ăsta? 2 cazuri de COVID. E numărul ăsta. E mult, e puțin. E puțin. E regulă. Deci, trendul a fost 2-3. N-am avut mai mult de 4 în ultimele 5 luni de zile. Și ca personal și COVID și... la nivel de secție, maxim 13 persoane am avut. România se confruntă cu 2 crize medicale simultan, de gripă și de coronavirus. Sunt pacienți care au fost confirmați pozitiv pentru ambele boli. Flurona este termenul folosit la începutul anului 2023 de specialiști pentru a descrie primul caz de infecție simultană cu gripa sezonieră și COVID-19. Flurona nu este o nouă variantă a virusului, ci doar un termen pentru a descrie starea pacientului diagnosticat cu dubla infectare.